Cu maraton european, mai multă lume a alergat dintr-o parte în alta. Au fost foarte mulți oameni frumoși, buni la suflet, și membri de partid, inclusiv un ambasador. Dumneavoastră pe acolo? Ce da? Of, domnul Gonța, astăzi a avut loc acest maratonul Europei care l-a făcut de astăzi. De fapt, a fost un antrenament pentru Spânu, Alaia, Barician și restul care au participat acolo, cum să fugă din țară. Asta era generalna repetiție la dânși. Asta nu a fost maraton pentru a promova sport. Pur și simplu, mulți dintre înși au burtă ca la mine, cam așa, mai mult seamănă cu președinte de colhoz și, neavând pregătire fizică bună specială, ei au fost nevoiți să facă astăzi acest maraton înainte de alegeri, ca să fie pregătit să fugă din țară. Știi cum? Adică, că îți dai seama, una, să poți fugi de la mașină până la avion, dar dacă ați trebuiască să treacă frontiera spre România, pe deal, pe jos, pe urmă trebuie să nu-ți treci prutul. Adică mâini pe mâini putem să vedem un maraton la not. Și atunci, ca cumva să întărească. Mie nu-mi place când oamenii care nu au nimic absolut în comun cu un domeniu sau altul, o fac pe... Unii o făceau pe doctori, altul pe sportivi și tot așa, înțelegi? Adică ei încearcă prin orice metodă să-și ridice ratingul macro puțin, știi? Ce și au văzut ei în ultimele sondaje, e prăpastie, adică. Dacă ați vorbit despre notă, dumneavoastră aici la Ghidighici, aveți caiac? Nu. N-aveți caiac? Nu, dar vă trebuie? Mă gândeam și noi după emisiune să ne plimbăm pe lacul Ghidighici cu caiacele. Am văzut cum contracandidatea dumneavoastră astăzi, ministrul, s-a plimbat cu caiacul. Opa, dar care? Doamna Maia Sandu. N-ați văzut? Nu. Nu mă nebuni. Maia Sandu pe caiac? Iată, uitați-vă la poză. Dar nu, cum nu se leșe limitele, cum trebuie să vâslești. A, ori mergeai pe curentul ăla pe bale. A fost cu marele nostru sportiv. Gheorghe, înseamnă că eu am avut dreptate 100%. Chis pregătesc și de maraton la fugit și la not. Ca să trebuiască să treacă prutul. Că altfel nu suie Maia Sandu în caiac. Ascultă-ți spun. Interesant și ne de sub împinge în locul motorului, știi, că cumva... A, maladeț, mă rog. Dar главное, că e galben, uite, și aici caiac galben eu găsit. Dar vâslele-s de stejerel, mă uit că-s verți. Все-таки, nu poate ea să uite pielea de meu.